Asistența medicală de urgență va fi asigurată în permanență în perioada sărbătorilor. Sălășenii care au nevoie de o consultație sau de părerea unui specialist la aceste sărbători pot apela cu încredere la centrul de permanență din sală. Potrivit Olimpiei mai coordonatorul centrului de permanență, asistența medicală de urgență va fi asigurată în permanență în perioada sărbătorilor de iarnă. Vom funcționa și de sărbători tot în locația provizorie, deci în clădirea veche a DSP-ului Asanepidului, la etajul 1, începând de joi de la ora 13 și până luni la ora 7 va fi program non-stop. Deci pot veni, pot să se adreseze centrului de permanență. Medicii atrag atenția încă o dată populației cu privire la complicațiile care pot apărea odată cu acest consum exagerat de alimente. Potrivit doctorului Olimpia Moigradian, unul dintre cele mai grave pericole le reprezintă trecerea de la post la tradiționala masă îmbelșugată a Crăciunului. În ajun de Crăciun este destul de liniște, în ziua de Crăciun așa și așa, dar începând din a doua zi de Crăciun și a, în 2 ianuarie, atunci vine valul și mai ales valul colicilor biliare și colicilor abdominale, gastritelor, mai ales la cei care au postit tot postul și începând din noaptea de Crăciun îi dezlegare la toate și atunci își supraîncarcă tubul digestiv și apar colicile. Nicio o problemă că au postit, dar îi rog să fie cumpătați atât la mâncat cât și mai ales la băut. Carnea de porc cu afumăturile, cu sarmalele, cu cârnații, ăstea dau uh, singurul, ăstea dau colicile. Singurul lucru care uh, unde deranjează dulciurile sunt uh, este la uh, persoanele cu diabet care mai scapă și ei săraci de sărbători la câte o prăjitură. Și atunci apar uh, hiperglicemii, deci încep să crească glicemile și să, simtă, să se simtă mai rău. Tot de Crăciun, spitalele vor funcționa cu liniile de gardă și vor acorda asistență medicală de urgență în conformitate cu planificarea medicilor în cadrul turelor de gardă și echipajele serviciului județean de ambulanță să lași vor fi pe baricade conform unui program normal de lucru, solicitările populației fiind preluate la 112.